Dar frumos mai cântă azi cicletele. Are evlavie de cântat. E vede treaba că a simțit și el că se apropie primăvara. Ei, așa, crezi că de-asta cântă? Nu cântă de-asta. Cântă de foame, ascultă-mă pe mine. N-are stăpân să ce să-i mai dea de mâncare din cauza scumpetei. Ei și dumneata, dar ce îi dă muși de vacă? Îi dă niște semințe de floarea soarelui. Păi tocmai de-aia. Adio, floarea soarelui. S-a florit și s-a isprăvit? Păi de acolo, nene, că o sămânță două, trei, acolo s-o mai găsi și pentru el. Dă-mi dumneata mie o coajă de sămânță de floarea soarelui și o mănânc. Toată recolta s-a inundat. Toată. Unde? Păi ce, nu știți? Nu. Ia vină. Ia zi. La Constanța, în Sinozuri, 800 de mii de vagoane duse, recolta strânsă pe 3 ani de zile înainte. Stai puțin, coane, Mișlu, că eu am auzit că au fost câteva inundații la Dunăre. Lasă-le pe alea, alea-s fleacuri, aia nu contează. S-a revărsat Marea Neagră, asta e mai grav. Când? Azi noapte. Când? Serios, Mișule? Pe cuvântul meu, de onoare. Nu se poate, Mișle, pe cum o să se reverse Marea Neagră. Păi uite așa foarte bine cum s-a revărsat. Imposibil. 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 Așa am spus și eu când am auzit. O să vedeți dumneavoastră că este foarte posibil. Bă, poți să-mi spui dumneata mie în ce să varsă Dunărea? În munții Pădurea Neagră. Fugi de acolo, nene, la Irinu. E cum o să fie Rinul, nene? Păi Rinul se varsă în Germania și Dunărea se varsă la noi. Exact, la Constanța. E cum o să se verse Dunărea la Constanța? Dunărea se varsă în mare la Galați, că dai port Galațiu. Păi cum o să se verse mare la Galați, Dunăre? Dar atunci în gurile Dunărei cine se mai varsă? Cine moașa se mai varsă? Tata? Stai, nene, stai, stai, că mi-am amintit. Dunărea se varsă în Marea Neagră, la Sulina. Mă rog, la Sulina, la Galați, la Ploiești, n-are importanță. Principalul e că se varsă în Marea Neagră. Bun. Și dacă se varsă în mare, ce? Ce? Aveți răbdare că vă explic. Orice mare are, înțelegi, mi-a dat coprinsul ei de cantitate de apă. Bă, mare, două vedre, trei, opt, după mărimea fiecare. Ca o doniță, să zicem. Cât să aibă, mă rog, o doniță obișnuită? Două vedre, nu? Aș, una cel mult. Păi cum să aibă o doniță o vatră? Păi atunci o vatră cât e doniță? Stai, nene, că nu vorbim de doniță acum, vorbim de Marea Neagră. Nu, mai mult de o vatră jumătate n-are, că când ai ajunge acasă, o să o cântăresc de curiozitate, că am o doniță nouă. Stai, nene, că eu am luat donița asta numai așa, dom, par exemplu. Are mai mult de o doniță Marea Neagră, ne-a fost. Bine, domnule, o dau dracului de doniță, că văd că nu mai puteți să ieșiți din ea. Și uite, iau paharul ăsta de apă. Da. Îl umplu, ras. Bun. Acum ia dumneata paharul ăsta al dumneitare și toarnă-l în paharul meu ăsta plinul. Poți? Nu poți. Ba pot! Pot! Pot, dar se varsă pe jos. Bravo, Dumnezeule! Păi aici am vrut să te aduc. Cum? Vă să zic, dacă avem un obiect plin cu apă și mai vrem să turnăm în el apa din alt obiect, obiectul de întâi dă pe din afară sau, cu alte cuvinte, se inundă. Mm-hmm. E, așa s-a întâmplat și cu Marea Neagră. A venit Dunărea umflată de până Giurgiu și de până alte părți și s-a înghesuit în mare cu toată apa din ea, până când marea n-a mai avut încotro și a dat pe delături. Și unde era să se reverse? Care era singurul nostru port la Marea Neagră? Constanța, săraca. Așa că în două ceasuri de când a început inundația, tot orașul a fost sub apă. S-a necat și portul, și digul, și farul, și tot. Despre oraș, ce să mai vorbim, l-a transformat în strand. Zice că numai vârful moscheei se mai vede din apă. Serios, Mișule? Păi mi-a spus un martor ocular. Stai. Dacă inundația a început azi noapte, când ia mama ta legin să vorbești cu martor ocular? Păi la telefon, la București, de unde s-a refugiat, că e un nepot al meu, și mi-a dat aviz aici, la Câmpul Lung, să-mi spui. Așa, da. Da, trebuie să fie pagube enorme. Pagube? E un adevărat dezastru, că zice că sunt peste 2000 de morți. 2000 de morți? Morți de vii. Morți de vii. Ce te miri, dumneata, măcar să fie numai atâta. Pentru că partea proastă, uite care a fost. Care? Când s-a inundat marea, toate vapoarele care se aflau în port au intrat în oraș odată cu marea, înțelegi, dumneata? Le-a luat apa pe sus, ca la Veneția. Așa că cei mai mulți din majoritatea morților au murit din cauza că i-a călcat vapoarele pe străzi.
A dat peste ei, pe-n case, pe-n berării, pe unde se aflau și ei, că era sâmbătă seară. Iese omul la o bere și-l calcă vaporul. Zice chiar că un tortilor de la mare a intrat cu tot într-un cinematograf și a naufragiat acolo peste spectatori pe dușumele, că era apa mică și nu mai putea să țină deasupra. Terce a făcut pe toți, vai de filmul lor, săraci. Dă-o încolo, că or mai fi și exagerațiune. Și exagerațiune, necostic, dar nu știi ce putere are apa. Păi să știi că apa se propagă mai repede ca focul. Mare lucru dacă nu o fi trecut până acum și podul de la Cernavodă. Cine să treacă podul de la Cernavodă? Apa, cine vrei să-l treacă? Soacră mea. Păi Doamne ferește dacă ajunge apa la pod. Păi eu sper să treacă pe dedesubt, că de-aia ea e apă și el e pod. Să crezi dumneata că mai ține apa socoteală de dumneata dacă ești pod sau nu, că te ajunge de-n urmă. Când se inundă, asta e dată dracului. Doamne, iată-mă că bem și noi și e păcat să zicem. Dar mă mir că în jurnale nu scrie nimic. Nimic. Ce să mai scrie dacă știm tot? Mai alarmează lumea degeaba cu scrisul. De la București au luat și măsuri de apărare. Să lucrează la diguri. S-a dat și ordonanță ca fiecare locuitor să aibă barcă în casă, ori șalupă, ori copaie cu pânze, ori tot ce găsește de plutit. Și toată lumea umblă pe străzi cu colacul de salvare în spate. Păi acum să fi avut eu o fabrică de curaj de salvare, om mă făceam neacustică. Care va să zică toată Dobrogea e distrusă. Toată! Grenarul nostru cel mai important. Păi se știe că întotdeauna după cutremur vine inundații. Principiul lui Arhimede. Pune-i sar principiul în gât. Doamne! Doamne! Singura nădejde ca să scăpăm de inundații, vă spun tot eu, e numai Dunăre. De ce, Dunăre? Păi ca să capteze apa mării în cuprinsul ei și să o ții în loc până să zvântă. Că dacă o veni inundația mării și peste Dunăre, s-a zis cu noi, nene Costi, că ne facem scafandrieri cu toții. Scafandrieri! Doamne, ferește și apără, că unul nici când eram copil și mă duceam cu copiii la gârlă, n-am putut niciodată să țin capul la fund, așa că eu mă și socotez de pe acum de punt. Trăirăm să ne vedem și morți. Păi cum o să murim noi înnecați aici, în creierul munților? Păi parcă munții n-au fost tot mari. Ce stâncile de băie ce sunt? Scoici, băiete! Mari cum erau pe vremea aia și scoicificate, lipite adică între ele pe molecule. Aha. Păi cum o să fie munții scoici? Astea sunt gogoși de ale dumneavoastră. Atunci dumneata n-ai idee de zoologia pământului, neacosti, că sunt scoici, ascultă-mă pe mine, scrie și în almanac, am citit și eu. Și alea săracele din Constanță, ce s-au făcut, frate? Care alea? Artistele din localuri? Nu, nene, scoicile! Păi ce de artiste? Mar de mie când toată țara e sub apă. Neacostică! M-a tare și să noți? Nu, dar de ce? Păcat, dacă știai, poate dai fuga în lot până la București, să vezi care mai e cota apelor. Că trenul nu cred că mai merg, trenul nu merg. Bine, dar asta de la noi despre munte, de ce să nu merg? Da. Ceea ce mă surprinde că nici la radio jurnal n-au spus nimic ăștia. Păi cum o să spună de lucruri de astea la radio? Păi dacă află constanțenii că s-au înnecat, îți dai dumneata seama ce panică se face acolo? Nu. Lucrurile astea nu trebuie spuse și mai ales la radio, unde poate să le audă toată lumea. Și dacă eu vi le-am spus vouă, voi să faceți bine să vă țineți gura. Că uite așa să fac zvonurile și nimic nu e mai a dracului decât zvonurile. Să am o putere să fiu măgar dacă nu aș tăia limbile la toți ăștia care umblă cu vorbe de-astea să sperie lumea și să o alarmi. Alarmiști! Asta e a mai mare plaga noastră. Netrebnici ăștia care fac dănțânțara armăsat. Scufundă Dobrogea în 3 kg de apă. Da. Ce mai încoace? Chiar nepotul meu ăsta din Constanța, că nici nu mi-e nepot, care mi-a spus mie ce vă spus eu vouă. Ce, eu sunt copil bolnav de oreion să-l cred? Auzi, a intrat Marea Neagră în Constanța. Cum o să intre? Ce, e nebună? Pe unde? Ce, acolo e sat fără câini? Nu e vamă? Nu e poliție? Nu e autorități ca să oprească? Ce, suntem în țara lui Papură, vodă, că adică cum îi vine uneia să se inunde pe alții, gata, să inunde așa la discreție, fără niciun respect față de geografie și alte autorități? Da, mă rog, admitem că a intrat Marea Neagră în Constanță. Dar ce, nu există pompieri în oraș? Dăm 3 pompe și o saca, a terminat cu Marea Neagră, afară cu ea, la apă, madam, la matcă. Așa că pe mine, dragii mei, greu să mă convingă cineva ca chestie de cataclism cu vorbe și cu fantasmagorii de-astea. Stai, nene Mișcă, că nu e nici așa. Să stăm strâmb, să judecăm drept. Pe unde a intrat, nene, toată apa aia care s-a vărsat în Dunăre?
că Dunărea Minimara, nu să știu precis că s-a scris oficial. Și mă, ce te faci cu ce pristosești? Că nu e vorba de un pahar cu apă să vezi pe masă ca asta. E vorba de dita mai mare, toată cantitatea ei de coprins, mii de chile de apă. Și dar și n-ai să-mi spui dumneata că vapoarele care erau pe apă în port s-au dat la fund, sigur, numai ca să-ți facă dumneata licutul și să nu intre în târg. Și trebuie să fi fost și morți. Sigur. Păi numai în cinematograf unde a intrat torpilorul ăla trebuie să fi fost 3-400 de inși. Cum era să intre, bă, torpilorul în cinematograf? Din greșeală, dom'le, cum să intre? A dus de ape, că nu era să-și ia bilet. Da. Eu am văzut inundații cu animișile și știu. Eu am văzut un cocoș necat care s-a izbit de o moară, s-a făcut moara praf! Să poate, dar eu nu cred de ce văd cu ochii mei. Iar ăla armiș de ăștia de nepotul meu de Constanța să-și caute alți mușterii, cu mine nu-i merge, scurt și îngust. Și poate nu vrei să crezi nici de podul de la Cernavodă. Dar ce-i cu el? Cum ce-i cu el? L-a luat apa, domnule! Podul de la Cernavodă l-a luat apa? Rido Paliaciu! Dar ce, bă, ești un bătrân, ce tu nu judeci? Cum era să-l ia apa? Ce podul de la Cernavodă? E cutie goală de conserve? E foiță de țigară să o ia apa când îi convine, așa? Dar să zic că nu crezi! Cum o să crezi? Astea sunt zvonuri, prostii! Zvonuri? E, află de la mine, dacă vrei să știi, că Bucureștiul s-a și evacuat. Da. Toate autoritățile s-au mutat în munți. Guvernul e pe negoiu. Apa se apropie cu pași sigur de capitală. Da. Și mai află că primăria a distribuit colaci de salvare fără cartelă. Și barci la fiecare om, la familie cu copilași câte un vaporaș, iar la celibatar ca dumitare, albi, albi de rufe. Cum puteți să credeți, mă, așa ceva? Astea sunt basme. Basme? Va să zic că pentru dumneata faptul că toată Dobrogea e sub apă e un bas, atunci înseamnă că nu simți românește. Nu simți românește și nu cunoști realitățile. Eu? Da, dumneata, dumneata, fiindcă ți-i chimică, da, dumneata și toate astea, află-ne că te înșeli. O știam încă de azi noapte când a intrat Constanța sub apă. Eu nu se mai vedea decât vârful moschei. Că totdeauna n-ai și un nimic și tu te faci când le știi pe toate. Exact. Află cu anemișile că dacă Dumnezeu nu face o minune, în două, trei zile te facem cu toții scafandrieri. Da. Scafandrieri. 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 Scafandrieri.